Pentru această aplicație aveți nevoie de... Pasul 1. Trasați pe perete înălțimea la care se montează tavanul. Aplicați sigilant pe linia de îmbinare a tavanului cu peretele și lipiți o fâșie de folie barieră împotriva vaporilor. Instalați profilele metalice pe perete. Folosiți nivela pentru a verifica alinierea profilelor. Pasul 2. Montați ancorele și profilele. Ancorele se montează la o distanță de 40 de centimetri sau în funcție de placajul final, în conformitate cu specificațiile producătorului. Asigurați-vă că există suficient spațiu pentru cel de-al doilea strat de vată de sticlă. Montați profilele pe ancore și apoi îmbinați-le cu profilul metalic de pe perete. Folosind nivela, verificați că profilele nu se îndoaie. Pasul 3. Montați primul strat de vată de sticlă ursa. Măsurați spațiul dintre profile și tăiați vata de sticlă în bucăți cu un surplus de 1 cm. Îndesați bucățile de vată de sticlă ursa în structură. Asigurați-vă că nu rămân goluri între vata de sticlă și profile sau între bucățile de vată de sticlă. Pasul 4. Montați al doilea strat de termoizolație ursa. Pasul 5. Montați folia barieră împotriva vaporilor Ursa Seco Pro. Când tăiați folia, lăsați suficient surplus pentru a realiza îmbinările și suprapunerile. Pasul 6. Etanșați îmbinările și străpungerile cu banda adezivă Ursa Seco Pro.